Bună seara! Aș dori în calitatea pe care o am de vicepremier al Guvernului României, coordonator al activităților economico-financiare, să vă prezint informațiile privind execuția bugetară pe care Guvernul le are disponibile la această oră și le vizează rezultatele la 4 luni, deci trimestrul 1 plus luna aprilie. Fac precizarea că aceste cifre sunt asumate de guvern, asupra lor nu există nicio îndoială asupra exactității acestor cifre. Atunci când Ministerul de Finanțe va obține informațiile complete pentru a raporta execuția pe luna aprilie, deci respectiv pe 25 mai, vom veni în completarea cifrelor pe care vi le prezint în această seară. V-aș ruga, dacă se poate, pe primul slide. Observăm că la 4 luni, ianuarie-aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat se situează la nivel de 89,6 miliarde lei. Prin comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, creșterea înregistrată este de 11,8%. 89,6 include atât sumele încasate din activitatea ANAF-ului, cât și în sumele care se încasează din alte operațiuni care nu sunt gestionate de ANAF, cum ar fi fondurile europene, operațiuni financiare, operațiuni de capital și altele asemenea. Următorul slide vă prezintă, pentru a sugera trendul în realizarea veniturilor bugetare în România, o situație comparativă pentru intervalul 2014-2017, din care rezultă în mod evident că singurul an în care s-a înregistrat o cădere, o prăbușire, am putea spune, a veniturilor bugetului general consolidat, este anul 2016, când veniturile au scăzut cu 4,4% față de anul precedent, 2015. Pe următorul slide aș vrea să ne uităm împreună și să vedem evoluția veniturilor în corelație cu evoluția creșterii economice. În 2017, observăm că pe fondul unei creșteri economice de 6,9% s-au realizat venituri bugetare mai mari cu 12,5% față de anul precedent. Și de asemenea, dacă ne uităm pe evoluțiile în intervalul 2014-2017, observăm că singurul an care se abate de la trendul crescător este anul 2016, când pe fondul unei creșteri de 4,8%, înregistrăm acea cădere a veniturilor bugetare cu 4,4%. Mai departe. Sigur că determinantă este performanța modului în care acționează ANAF-ul. De aceea am pregătit și vreau să vă prezint o situație a veniturilor realizate, gestionate, încasate de către ANAF. Aveți în fața noastră o prezentare pentru primele 4 luni din anul 2018 prin comparație cu același interval de timp din 2017. Observăm că în ianuarie 2018 creșterea veniturilor colectate de ANAF a fost de plus 8,8% față de 2017, în februarie 17,4%, în martie o creștere mai mică față de anul precedent, de doar 5,4%, iar în aprilie 17,2%.
Putem trage concluzia că în interiorul ANAF-ului lucrurile merg spre bine. De la 8,8% în ianuarie la 17,2% în aprilie, apreciem că evoluția este pozitivă și corespunzătoare. Un total a veniturilor realizate, pe următorul slide, un total a veniturilor realizate colectate de către ANAF pe primele 4 luni, ne indică o creștere de 11,8%, adică de la 68,4 miliarde realizate în 4 luni 2017 la 11,8 miliarde, la 76,5 miliarde, adică 11,8% creștere în intervalul ianuarie-aprilie 2018. Sigur, ANAF-ul lucrează în baza unui program și atunci, corect este, alături de comparația cu nivelurile anului precedent, să facem o analiză și în legătură cu modul în care au fost atinse țintele programate. Și aveți în fața noastră această situație. Deci, față de program, ANAF-ul în ianuarie 2018 a realizat venituri cu 1,2%, față de cele programate, mai mari, în februarie cu 1,9%, în martie este o cădere de venituri cu 6,3% față de cele programate, iar în aprilie 2,9% plus față de veniturile programate. Mă simt obligat să fac o precizare pentru în legătură cu nerealizarea din luna martie. Atunci, în economia românească s-au întors circa 1 miliard de euro. Este vorba de suma rambursată din TVA-ul colectat către operatorii economici. Vorbim de peste 4 miliarde de lei, aproape 1 miliard de euro care au fost rambursați operatorilor economici și acest lucru se reflectă în execuția lunii martie. Efectele pozitive ale reîntoarcerii în economie a acestei sume se vor reflecta în evoluțiile perioadelor următoare cu siguranță. Următorul slide ne prezintă realizările ANAF-ului, colectările ANAF-ului pe primele 4 luni față de sumele programate. Deci pe 4 luni față de un program de 75,5 miliarde de lei, ANAF a colectat 1 miliard de lei în plus, adică în termeni relativi, un plus de 1,4%, adică 76,5 miliarde de lei. Putem trage concluzia că ANAF-ul și-a făcut treaba în primele 4 luni ale anului 2018. O să doresc să ne uităm împreună la câteva, în structura colectărilor ANAF-ului, la câteva poziții de impozite și taxe, acolo unde cifrele sunt definitive, avem informațiile la zi. Și putem spune că în ceea ce privește impozitul pe venit față de aceeași perioadă anului 2017, respectiv primele 4 luni, când s-au încasat 10 miliarde de lei din impozitul pe venit, în acest an ANAF a încasat doar 8,2 miliarde de lei, mai puțin 18,2%, cu precizarea că, începând cu 1 ianuarie 2018, cota de impozitare a veniturilor a scăzut de la 16% la 10%. Deci dacă am accepta că efectul s-ar fi transmis aritmetic în colectarea ANAF-ului, ar fi trebuit să avem o nerealizare de 36-37%, ori observăm că nerealizarea este doar de 18,2%, acest lucru fiind explicat prin creșterea bazei de impozitare, urmare creșterii veniturilor salariale pe de-o parte, iar pe de altă parte, prin creșterea numărului de locuri de muncă. Cele două elemente au făcut ca 50% din efectul diminuării cotei să fie absorbit și în execuție regăsim doar jumătate din efectul reducerii cotei de impozitare de la 16% la 10%. Cred că ar trebui să ne uităm
să privim situația colectării pe impozit de venit împreună cu situația colectării pe contribuții de asigurări sociale. De aici observăm că cifrele au crescut de la 22,5 miliarde în ianuarie-aprilie anul trecut la 30 de miliarde în ianuarie-aprilie acest an, adică o creștere de 33,6%. Cu precizarea că aici sunt două elemente care au determinat această evoluție. Transferul contribuțiilor de la angajat la angajator a generat o creștere de 20% a încasărilor pe contribuții de asigurări sociale, iar pe diferența de 13,6 puncte procentuale, creșterea se explică prin creșterea nivelului de salarizare și a numărului de locuri de muncă. Dacă punem împreună cele două poziții bugetare, impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale, observăm că creșterea este consistentă, este substanțială în raport cu anul precedent. Am auzit zilele acestea îngrijorare mare în legătură cu modul în care sunt gestionate impozitele și taxele indirecte, respectiv accize și taxa pe valoare adăugată. Uitându-ne la cifrele pentru anul 2018, constatăm că la capitolul accize creșterea de venituri este consistentă și este mult peste ceea ce ar fi trebuit să genereze creșterea economică, respectiv creșterea consumului. Vorbim de o creștere de 14,7%, adică 8,8 miliarde față de 7,7 miliarde, 1,1 miliarde de lei în plus s-au colectat în 4 luni 2018 față de același interval în 2017. La taxa pe valoare adăugată, sigur, creșterea este mai puțin spectaculoasă, este de doar 1,1%, de la 17,3% la 17,5%. Eu aș reveni aici cu ceea ce am spus anterior, că în luna martie s-au returnat în economie circa 1 miliard de euro din rambursarea taxei pe valoare adăugată. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, cifra pe primele patru luni ar fi fost evident mai ridicată. Pe partea de cheltuieli, aș vrea doar câteva elemente unde cifrele sunt finalizate și putem să le comunicăm fără riscul de a fi obligat să revenim asupra lor. În patru luni anului 2018 s-au realizat investiții în valoare de 5,9 miliarde de lei. Prin comparație cu anul precedent, înseamnă o diferență de la simplu la dublu, de la 2,9 miliarde la 5,9 înseamnă aritmetic o creștere de 100%. Următorul slide ne prezintă situația deficitului. Eu aș vrea să-l analizăm împreună cu cifra de investiții realizate. Pentru că știm cu toții, există o regulă de aur, aș putea să spun, în gestiunea bugetului, ca atunci când se realizează deficite, deficitul să finanțeze investițiile. În momentul în care se creează un decalaj între nivelul deficitului și sau investițiile devin ca nivel sub nivelul realizat de investiții, atunci apare un pericol. Pe primele patru luni ale anului 2018 observăm că aceste cifre sunt sensibil egale. Sau altfel spus, deficitul realizat în proporție de 98% a fost utilizat pentru finanțarea investițiilor. Am prezentat mai devreme câteva cifre care caracterizează performanța ANAF-ului. Acum aș vrea să vorbesc despre sume care nu sunt colectate de ANAF, și mă refer la capitolul sume primite de la Uniunea Europeană. În primele patru luni, România a încasat 5 miliarde de lei.
Dacă ne raportăm la același interval în anul trecut, înseamnă o creștere de 28%. Dacă privim pe următorul slide evoluția din 2013 până în 2017, inclusiv deci ultima execuție anuală, pare rău, dar din nou observăm că singurul an în care sumele încasate de la, primite de la Uniunea Europeană au înregistrat niveluri foarte scăzute este anul 2016. Anul 2017 s-a situat ca nivel de performanță la nivelul anului 2015. Mai mult sau mai puțin, 17,4 versus 17,1 2017 miliarde lei. La capitolul cheltuieli de personal. Aici, nu știu cum ar trebui să prezint lucrurile pentru ca în societatea românească să fim înțeleși corect. Sunt zile când ni se spune că am greșit că nu am crescut salariile. A doua zi ni se spune că am greșit că le-am crescut. Eu cred că astfel de afirmații nu sunt obiective, nu au în spate cifre corecte și de aceea eu vreau să vă spun că în 2018 față de 2017, pe primele 4 luni, cheltuielile de personal au crescut cu 20%, așa cum ne-am angajat în programul de guvernare. Ne amintim că și în 2017 a fost o creștere la fel de 20%, conform angajamentul, conform celor asumate de către guvern, pentru primul an, al doilea an, iată că se înscrie în acest grafic. Creștere de 20% de la 21,8 miliarde lei pe 4 luni la 26,3 miliarde lei pe 4 luni în 2018. Și aș vrea să închei cu ultimul slide care dă răspuns la una din îngrijorările care au circulat în agenda publică în ultimele luni de zile. E vorba de situația pilonului 2 de pensii. Atunci când s-a recalculat cota de transfer către pilonul 2, spuneam că este o operațiune aritmetică și recalcularea de cotă nu va avea ca efect reducerea sumelor transferate către pilonul 2. Astăzi, când avem singurele cifre pe care le avem pentru 2018, reprezintă transferul din luna ianuarie 2018, comparând transferul din ianuarie 2018 cu ianuarie 2017, observăm că de la bugetul de stat au plecat spre pilonul 2 de pensii, cel administrat privat, 100 de milioane de lei în plus, ianuarie 2018 față de ianuarie 2017. Deci o creștere cu 19,7%. Îmi exprim speranța că aceste cifre prezentate vor fi preluate de dumneavoastră corect, vor fi diseminate corect și ele vor da un nivel, un sistem de referință pentru dezbaterile publice ce vor urma în legătură cu execuția bugetară, cu performanța Guvernului și cu performanța Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută!